găsit, doamnelor și domnilor, la interviurile Jurnalului Cultural. Am un invitat special, unul dintre cei mai buni violoniști sau cei mai importanți din România, Gabriel Croitoru. Mulțumim că ne-ai acceptat. Cu drag. La tine acasă suntem. Exact. Locul unde studiezi cel mai mult, cred. În principal, da. Când nu sunt plecat în turnee, da, acasă. Cum se desfășoară activitatea ta în zilele astea? În zilele astea, îmbinată oarecum, am terminat examenul de la facultate, am avut un masterclass pe care îl organizăm deja de 15 ani, deci suntem pe la 15-16 ediție, am fost, fiindcă am avut concertul final la Vila Luminiș, respectiv sediul Muzeului Național George Enescu de la Sinaia, concertul final, 18 copii. Eu te cunosc de când eram copil, te admiram de pe atunci, de când eram și eu pe băncile liceului George Enescu. Mulțumesc. Ce amintire ai legat de acest liceu, care acum e colegiu? Păi sunt, practic, toate amintirile mele legate de școală, pentru că, deși primii 5 ani am făcut la Galați, la liceul de muzică din Galați, restul studiilor, să zic așa, s-au întâmplat în București, respectiv la Liceul Enescu și la conservatorul Ciprian Porumbescu, care actualmente se cheamă Universitatea Națională. Ce amintiri? Nici nu știu. Tot ce se cheamă copilărie, prieteni, profesori și școală. Și câteva nume importante care ți-au rămas alături? Dintre profesori sau dintre colegi? Că se poate și așa și așa. Și, și. Păi, dintre profesori, evident că trebuie să-l menționez pe maestru Mihai Constantinescu, care a fost unul dintre soliștii filarmonicii George Enescu, cu care am lucrat la vremea respectivă. O studentă de-a lui care abia ieșise de pe băncile facultății și în brațele căreia m-a plasat, Cristina Ardeleanu se numește, maestru Ștefan Gheorghiu, cu care am lucrat, și maestru Modest Iftinchi, cu care am făcut iarăși la facultate. N-am cum să nu mi-aduc aminte de toți cei care au avut o contribuție în ceea ce a devenit eu ca violonist mai departe. Mă uitam zilele trecute pe CV-ul tău, te-am rugat să mi-l trimiți și vedeam concursul Wieniawski, Pablo Sarasate sau Paganini. Ce înseamnă pentru un violonist să câștige din ce în ce mai multe premii? Care e senzația, emoția pe care o trăiești atunci? Aș putea spune că e un pas important în cariera oricărui muzician. Însă s-au modificat puțin datele de când am fost eu la concursuri în urmă cu ceva vreme, în sensul că la vremea aceea încă aș putea spune cu mâna pe inimă că mai erau cinstite. Acum nu neapărat. Și în plus de asta au devenit așa un fel de... Nu mai există acea rampă de lansare. E mai mult sau mai puțin relevant să câștigi un concurs în ziua de astăzi. Pe vremea aceea, însă, dacă nu aveai un palmares de premii internaționale, nu reușeai să te strecori ca solist nicăieri. Poți să-mi spui așa ce alte concursuri ai mai câștigat? Păi am fost la Sarasate, am fost la Thibaut. Nu neapărat le-am câștigat. Spun unde am fost și unde am luat premiu. Thibaut, Sarasate, Chrysler, Paganini, Tibor Varga, Rasion, Wieniawski, nu așa? Și Chrysler am spus? Nu mai știu. Voi fi zis. Cam așa. Nu sunt multe. Câteva, dar sunt. Nu sunt multe, nu sunt multe. Sunt foarte multe. Am văzut o lungă listă de premii și colaborări cu diverse orchestre. Aș vrea să știu, ai fost catalogat de presa franceză de specialitate un violonist excepțional cu o tehnică impecabilă. Cum e să citești despre tine într-un ziar? E ciudat. Oricum. Și când mă uit la interviuri, mi se pare ciudată și vocea și reacțiile până la urmă. Însă, cum să spun, face parte din obișnuință până la urmă, că devine o obișnuință la un moment dat. Ai emoții acum? Nu. Nu. Ar trebui? Nu, nu, voiam să știu, eram curioasă. Da, nu. Te poți mândri cu foarte multe concursuri la care ai obținut cele mai importante premii, de cele mai multe ori premiul întâi. Ce ne poți spune când vine vorba de CD-uri? Am văzut că ai foarte multe înregistrări cu orchestre mari, cu orchestre importante. Ce să zic, CD-urile, sigur, reprezintă așa un fel de puncte de reper pentru cei care vin din urmă. Însă, din punct de vedere al emoției pe care o transmite un CD, nu se poate compara niciodată cu emoția pe care o transmite un concert live. În sală e cu totul alta percepția și a publicului. Există acea comuniune dintre cei de pe scenă și cei din sală, care se pierde în momentul în care faci o înregistrare. La înregistrare ești de sine stătător, ești singur, sau, mă rog, cu orchestra în spate, sigur, dar nu există, cum zic, raportul ăsta cu publicul, pe care altfel
îl simți și îl, cum să zic, îl apreciezi și poate că te și stimulează din când în când. Asta cred că s-a simțit foarte bine în pandemie. A fost oribil în pandemie, nu pot să... Da, deci a fost groaznic. Mi-aduc aminte că la un moment dat eram la o filarmonică, nu dau nume, și mi s-a cerut să mă aplec ca și cum ar fi public cu aplauze în sală, la sfârșitul concertului. Și am întrebat dacă e obligatoriu, mi s-a răspuns că da, drept pentru care m-am aplecat și am continuat, fiindcă era live, n-a putut să mă taie nimeni. Am spus că vă văd așa entuziaști, trebuie să vă cânt ceva în bis. Și am cântat. Stilul tău caracteristic, adică fără umor nu poți trăi. Da. Putem vorbi despre sute sau mii de concerte în țară, în străinătate. Multe. Aș vrea să știu care dintre colțurile lumii ăsteia te-a fascinat cel mai mult, de care te-ai simțit cel mai apropiat? Aș putea spune că de Europa. Și de ce zic Europa? Pentru că acolo a existat și există în continuare o tradiție culturală și muzicală. La americani e mult mai recentă, partea asiatică de asemenea, deci în continentul american de sud n-am ajuns, recunosc. Dar presupun că e aceeași, mă rog, se înscrie în același punct, în aceeași categorie cu celelalte de care ziceam America, de nord și cealaltă. Deci Europa, indiferent de sală, nu are rost acum să facem, vedem care dintre țări ar fi mai importantă. Deși pot să nominalizez Franța, fiindcă la vremea când aveam 20 de ani, acolo am avut cele mai multe realizări, concerte, să zicem așa, și de ce să nu spun, și masterclass-uri la care am profitat la maxim. Te întrebam asta pentru că e imposibil pentru un instrumentist de talia ta să nu existe vreun dirijor sau vreo orchestră de care să fie mai apropiat. Și de asta eram curioasă, cu ce orchestre... Da, deci asta cu orchestra mi-e foarte greu să spun. În primul rând că n-are... E greu de găsit o orchestră la care să spui, domne, am avut cea mai faimoasă senzație alături de orchestra aceea. Au existat însă dirijori care, alături de care m-am simțit minunat și fără să supere cei din străinătate, l-aș nominaliza aici pe Marvel Elenescu și de ce nu pe Ilarion Ionescu Galați, care chiar dacă a făcut vioară și pormă dirijat, a fost unul dintre pilonii stâlpii, să zicem așa, ai dirijatului românesc. Nu mai spun de... Mandeal, de Andreescu, care, sigur, cu care am colaborat permanent. De copil. Așa s-a arătat datorită lui Mihai Constantinescu, cu care am lucrat la vremea respectivă și care m-a scos în lumea asta artistică mai devreme decât pe alții. A considerat el la vremea respectivă că merit. Și așa s-a întâmplat. Ești unul dintre violoniștii care nu a rămas doar în zona asta solistici, ci te-ai dus și către muzică de cameră. Cum e schimbarea asta de rol? Știu că ai un rol important într-un quartet, dar ai și ansamblul, virtuozii. E diferit. E total diferit pentru că nu mai depinzi doar de tine, depinzi și de ceilalți membri ai quartetului, de exemplu. Eu a trebuit să mă adaptez și lucru pe care cred că l-am reușit până la urmă. Deja avem peste 20 de ani de când cântăm împreună. Quartetul Transilvan. Da. Și zice lumea că ne iese. Acum, legat de ansamblul Croitorul String Virtuozii, acolo e mai ca la orchestra normală, să zicem așa. Atunci când cântă solistă Simina, eu stau pe scaunul de concertmeistru și invers. Deci acolo ne putem, să zicem, înscrie într-un raport mai apropiat de ceea ce eram eu obișnuit înainte. Singura diferență e la quartet, într-adevăr, unde depinde de toată lumea. E o formație restrânsă și trebuie să fie atent la toată lumea.
Iată, e o familie de violoniști. Tu violonist, Ioana Croitoru, soția ta, violonistă și profesoară în același timp la Universitatea de Muzică. Fica ta, o violonistă foarte bună, adică una dintre cele mai importante. Cum e relația asta? Ce se întâmplă în casă? Dacă se întâmplă să cânte cineva fals? Adică sunt curioasă pentru cei care nu știu ce înseamnă să intri într-o familie de muzicieni. Practic, Sibina a crescut în familia asta în care, nu-i așa, s-au auzit viori și în casă și nu numai în casă, de când era ea mică. Lucru care, iată, se transmite și peste generații. Acum crește nepoțica noastră, Eva, care are 7 ani jumate și care aude tot așa viorile, trecând prin clasă, să zicem așa, de impropriu spus, prin locul unde se întâmplă lecția, trece să uită la cel care cântă, ce vezi că acolo nu cânți bine. Și ăla să uită, nu-i vine să creadă că îi face observație un copil de 7 ani. Adică, deci, de auzit, au auzit amândouă de mititele, să sperăm că și Eva o să-i calce pe urme Siminei, nu știu. Unii zic că n-am avut idei destule și de-aia am făcut-o zvioară. Dar pe de altă parte, mie mi se pare extrem de frumos și de benefic să poți să dai mai departe ceea ce ai învățat. E singurul violonist român care a câștigat dreptul de a cânta pe ambele viori importante de la noi, atât Stradivarius cât și Guarneri. Din păcate, pe Stradivarius n-am apucat să cânt, chiar dacă am câștigat dreptul respectiv. N-au vrut miniștrii de atunci să ajungă la mine vioara aia și nici n-a ajuns. Dar așa s-a făcut că, nu-i așa, după 9 ani de la primul concurs la care președintele de comisie a fost Ehudi Menuhin, văzând că nu ajunge nici cum vioara la mine, directorul muzeului de atunci, Muzeul Național George Enescu, a zis: nu vrei tu să vii pe la noi să vezi, că noi avem niște instrumente de ale lui maestrului Enescu. Zice, ia vezi, la de-ți place vreuna, că le scoatem la concurs. Lucru care s-a întâmplat și uite, astăzi când pe Guarnerisul care i-a aparținut lui Enescu. Altfel nu s-ar fi întâmplat lucrul ăsta. Dacă ajungea la mine Stradivariusul atunci când trebuia și familia Voicu nu s-ar fi opus, zicând că le aparține, ceea ce nu era adevărat, practic aș fi cântat probabil pe Stradivarius astăzi. Iar de cealaltă vioară de care nu știa nimeni ar fi rămas neștiută și azi. Și totuși ești un norocos, cânti pe o vioară supranumită Catedrala. Eu zic că da, pentru că am ajuns la un moment în care, cum să zic, zic eu așa că instrumentele Guarnerii sunt mai bune decât Stradivarii. Cum poate să creadă lumea că sunt subiectiv? Și poate chiar sunt. Dar am avut ocazia să mă întâlnesc acum câțiva ani cu Uto Oghi, unul dintre cei mai buni violoniști din Italia, care are în posesie, deci ale lui, două straduri și un Guarnerii. Și a venit la recital, fiindcă vrea să vadă vioara lui Enescu, a ascultat și zice, du-te repede acasă, i-a zis nevestii, du-te repede acasă, adu viorile că ăsta știe să cânte, vreau și o să le aud din afară. Că nu le aud decât cântate de mine. Și din aproape în aproape am dat de o parte cele două straduri și am rămas pe cele două Guarneri. A lui era mai strălucitoare sus, a astălaltă era mai bună jos. Și da, adică cumva am ajuns la concluzia cu rușine așa, că dăm la o parte niște valori mondiale, adică când vorbim despre Stradivari, e vorba de milioane de euro. Și la Guarneri nu mai spun același lucru. Și cu toate astea, uite că sunt diferențe, că nu a făcut două viori la fel. De-aia le și denumit pe fiecare, fiindcă au sunete diferite. Nu e aici vioara, pentru că eram tentată să te rog să ne cânți puțin. Da, nu e aici. Asta e vioara mea, dar care e o vioară, din câte am înțeles, tot din familie importantă cremoneză, perioada bună, 1700 și. Acum nu știu exact să spun ce anume, pentru că asta ar fi presupus să plătesc 10% din valoarea scrisă pe certificat, ca să știu exact ce instrument e. Dar mi-a spus, domnule, dacă nu vrei să o vinzi, nu-ți merită certificatul ăla. Dacă numai tu cânti pe ea, las-o așa, că e foarte destul. Eu îți spun că e din perioada bună, din locul care trebuie și e o vioară importantă. Păi acum, dacă vrei neapărat să știi cum îl chema pe luthier, eu îl aflu, îl găsesc. Dar zici, asta o să coste 10% din cât scriu. Dacă eu scriu 10 milioane, ai să-mi dai 1 milion? Zic, nu. Atunci las-o așa. Și așa a rămas. Mult mai bine așa. Da. Thank you.
Ce zici de noua generație, Gabi? Îți trec prin mână noua mulți generație copii. De violoniști. Există vârfuri, au existat întotdeauna. Problema e că s-au schimbat un pic vremurile și sunt din ce în ce mai mult atrași de câștigurile materiale imediate. Lucru care nu e întotdeauna benefic din punct de vedere al meseriei pe care vor să o facă de aici încolo. Și ce să spun, de exemplu, am avut ocazia să-i văd pe mulți, normal, de 90 de când sunt la facultate, e ceva vreme, și practic unora îi se pare că, eu oricum când foarte bine nu mai trebuie să studiez, altul zice, da, dar eu de fapt trebuie să mă întrețin, știți, trebuie să mă duc la orchestră și nu, și atunci strică în partea cealaltă, deci cumva nu cred că o să fie foarte câștigător la lung vorbind. Cu toată părerea de rău, că există vârfuri, există talente, cum zic. Dar nu mai este același interes sau aceeași susținere interioară pe care cred eu că noi o aveam și ei nu mai au acum. Ai un fel special de a te purta cu studenții, cu elevii, glumești cu ei, nu ești profesorul acela dur și... Ba, nu, că la ore sunt. La ore în sensul bun, aș zice eu, nu îi las să facă de capul lor cum, chiar cum cred ei că ar trebui. Mie mi se pare că trebuie ghidonați într-o anumită direcție, după care, având deja o bază de pornire, să-și creeze drumul lor mai departe. Dar trebuie să le pui un postament pe care să construiască. Că dacă îi lași să construiască din nisip, în nisip se înfundă. Și nisip ajung la loc. Da. Și o ultimă întrebare, aș vrea să știu ce proiecte de viitor ai. Acolo e simplu, n-am decât să continui ce am început, adică ghidonarea, în primul rând asta e acum, ghidonarea tinerilor talente și generații de violoniști, mai fac treaba cu quartetul din când în când, când avem concerte, concertele mele sunt oricum la locul lor bine stabilite și cam atât, o să vină din urmă Eva, care deja a cântat în câteva apariții în debutul claselor noastre de vioară și cam asta avem de făcut. Mi se pare că e suficient. Îți mulțumim că ne-ai acceptat invitația. Gabriel Croitoru a fost în această seară violonistul Gabriel Croitoru. Doamnelor și domnilor, rămâneți pe TVR Cultural pentru că aveți multe interviuri interesante de urmărit.